Bună seara de nou, după o pauză binevenită împreună cu domnul Costel Marian Dalban, consilier local, încercăm să discutăm despre faptul dacă România schimbă cadența. Ce a fost și ce este astăzi e departe de ce ar trebui să fie ca să putem trăi onest într-o țară bogată. Deci am rămas la patriotismul economic și n-am mai ajuns-o. Cum o facem ca să respectăm și regulamentele Uniunii Europene. După care o să încercăm să vedem cum putem combate specula într-o piață liberă. Maria? Un microb mare. Încă avem o piață neagră, o contrapiață, nici nu știu cum să o numim, o piață neagră care s-a dezvoltat, ea s-a mai diminuat în absolut orice. De la vânzător, piața neagră poate de la, fi scoasă la suprafață. Cum? Prin micșorarea taxelor, impozitelor. Corect, dar și o micșorare a taxelor și impozitelor. E un ciclu care conduce la mai puține încasări la bugetul de stat, conduce ulterior la subfinanțarea unor programe pe care țara aceasta și le dorește și așa mai departe. Micșorând taxa, gradul de colectare devine mai mare, chiar dacă de la fiecare se colectează mai puțin. Și pe total am o sumă mai mare colectată. De acord, dar pe din momentul... Pe de o parte, având produse mai ieftine, pot cumpăra să câștig din piață. Și am mai mult de produs ca să satisfac piața. Când o țară își permite să implementeze astfel de politici liberale pentru a dezvolta piața. În momentul în care are o stabilitate economică și are un surplus acolo financiar, o România nu-și permite. Vorbeam cu dumneavoastră înainte de țara care trăiește pe bază de credit. Da? România în momentul de față nu-și permite o astfel de politică. În schimb, ce-și permite prin acest program, dacă ne uităm și în programul de guvernare, o susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, a noii forțe de muncă, a noului val de forță de muncă de tineret care vine din urmă, poate și cu întoarcerea celor 5 milioane acasă. Nu se vor mai întoarce toți cei 5 milioane acasă. Dar poate o parte, 4, 3. Dar poate se vor întoarce o parte dintre ei acasă. Deci prin sprijinirea unor astfel de comunități, prin dezvoltarea unor pachete, programe, de exemplu cum a fost programul Startup Nation, cum sunt programe de sprijinire a înființării întreprinderilor mici și mijlocii, cum sunt programe pentru angajarea persoanelor din zona de șomeri, unde statul îți oferă anumite scutiri de taxe și impozite pe salariul minim. În fine, sunt tot soiuri de aspecte legislative economice care potențiază reușita celor mici, în detrimentul unei... Sigur că dacă luăm cifrele pe care le avem, vom vedea că întreprinderile mici și mijlocii din 10 întreprinderi reușesc să supraviețuiască 3 ani doar una, două. Da? Și din, pe o scală mai mare de ani veți observa că dacă mai rezistă una. Din 10 întreprinderi în preț de 5-6 ani mai trăiește una. Adică ce ne arată acest fapt? Și că cine România reprezintă coloana vertebrală a unei economii de piață? Întreprindere private mici și mijlocii. Corect. Ele sunt... Și acum, pentru că ești mult mai tânăr, vreau să îți spun ție, dar o spun la telespectatori, mulți dintre ei știu. România, cred că în 89 a fost cea mai singura țară din lume care nu avea niciun leu datorii externe. Deci nu era dotare la nicio bancă. Dar cu ce costuri? Dar lasă costurile, eu spun de unde am plecat și de acolo noi puteam merge mai departe. Dar după ce s-a făcut un sacrificiu ca să se plătească, s-a distrus totul. Totul, când totul putea funcționa. Și tu vorbești de niște ajutoare de 2 lei jumate. Astea țin, dar nu la mine. Păi nu, de acord cu dumneavoastră. Dar, în primul rând, trebuie să observăm România când avea zero datorie externă, care era situația acelor companii de care spuneți dumneavoastră care produceau,
da? Erau subdezvoltate, nu erau tehnologizate, nu erau... Aveam tractoare în toată lumea, aveam țevi de la metalurgică în toată lumea, Hidromecanica era o firmă excepțională, camioane, tot ce vrei, nu există. Nu era produs ca să nu fie fabricat în România. Păi da, piața concurențială a arătat că ele n-au rezistat. Cum n-au rezistat? N-au rezistat, păi au fost desfințate, au fost închise. Dacă am avut excedent și am putut plăti datoria, spune și mie, știi, că, Dumnezeu, știi că noi plătim una a fost o 8 piață... miliarde de euro anual numai dobânzi? De acord, dar una este o piață în perioada comunistă și alta este o piață de desfacere după 80. Sigur că aveam parteneri, avem și... De ce Africa e în comunism? O fi o țară, două. De ce America de Sud era în comunism? Nu neapărat. Asia la fel? Da, dar dreptul privat era diferit. De ce? Dreptul privat din perioada comunistă. Deci cu dreptul susțin, privat. Eu nu susțin o orânduire. Eu susțin o țară care a muncit prin munca încă două generații dinaintea mea și a mea, oamenii de vârsta asta, au reușit să obțină această performanță. Această performanță obținută de a fi singura țară din lume care nu avea datorii la bănci, era România și puteai să mergi din plin. Asta e toată povestea. Ordinul a fost, luați cât puteți, nu? După 89 ne-am trezit într-un haos. Eu știu aceste aspecte, dumneavoastră le-ați trăit, eu le știu din cărți. Nu, prieteni. Ne-am trezit într-un haos. Am creat un haos ca să putem ajunge la măreția zilor noastre, în care avem peste 150 de miliarde datorii externe, mai mult de jumate. Suntem în perioada aia în care ne așteaptă falimentul ca țară, dacă mai continuăm așa. Deci trebuie, eu zic că eu să fiu în locul domnului Ciolacu, nici aș mai putea dormi, de ce este. Dar numai că omul trebuie să mănânce și să doarmă, ca să poată să muncească, că altfel nu făceam nimic. Deci problemele sunt foarte mari și foarte grele. Și iar, hai să luăm. Dacă n-ai preț mic la energie, se scumpește totul, e în lanț. Da? Dacă ai nevoie de bani de capital și iei de la bancă cu 13%, cu 12-13%, mai ai vreo șansă, iei banii degeaba. Doar să intri în faliment. Bun. Și culmea, stai să-ți mai spun ceva care să te bucure. Banii care ți-i dă filiala unei bănci străine sunt bani românești. Bani românești strânși de la populația din România. Da. Crezi că sistemul financiar bancar a fost cedat de bună voie afară? A fost condiționare. Bun. Sigur că ce spuneți dumneavoastră poate să fie adevărat cu mici 100% mici virgule, dar dacă mă întrebați pe mine. Situația înainte de 89 era una, situația este în momentul de față alta. Sigur că da. Avem minusuri pe care le-ați enunțat dumneavoastră. Dar asta ce facem? Stăm, ne plângem de milă, nu, cade drobul de sare și nu mutăm copilul, ne apucăm asta trebuie să... Cu cărțile pe care le avem... Să ne impună și mai mult dinamism, pentru că se poate trece. Cu cărțile pe care le avem în momentul de față, eu cred că starea sociopolitică financiară a României este una... Ok, în regulă, nu e extraordinară, nu foarte bună. Faptul că avem țări din fostul bloc comunist care sunt egale cu noi sau sub noi ca dezvoltare, ne arată că am avut... Spune, prietene, ce mă interesează pe mine asta? Că altul e mai prost păi decât da, mine. Trebuie să avem și o comparație cu ceilalți. Hai să fim noi deștept, să trăim bine cum trăiesc alții bine. De ce să nu mă compar, dau exemplu cel mai absurd, cu Luxemburg? Că el trăiește cel mai bine. De ce să nu trăiesc și eu? Luxemburg, de ce să nu trăiesc ca nemții, ca francezi, ca olandezi? De ce? Păi vă spun eu de ce. Pentru că acolo oamenii au nu, o istorie. De ce au... să mă compar cu ei? Au o istorie, adevărat. Au un traseu, au o gândire, sunt foste imperii ale Europei, fiecare, așa, de la spanioli, germani, polonezi și așa mai departe, germani și așa mai departe. Toate aceste nații sunt foste imperii, au avut colonii. Deci nu putem să comparăm aceste... Deci știu foarte bine
cum exploatează o altă țară străină. Am învățat lecția la perfecție. Sunt două teoria dezvoltării... Pe canalul 1 la televiziune este un canal Kim, nu știu, ceva cu cinema, nu știu care. Și ieri vorbea de Veneția. Printre altele, spunea că legislația e foarte dură și pentru cea mai mică încălcare a ei, te închideau într-o cușcă, te puneau, legau deasupra canalului, unui gur de canal, da. Și dacă îți mai dădea câte o gură de apă și câte un boț de pâine, până mureai, că unii rezistau și un an de zile. Deci, adică lucruri inumane. Dacă vrei să vezi lucruri inumane, du-te la Alexandria, la muzeul lor de istorie și vezi ce înseamnă omul în fața sculelor diabolice. Dacă vrei să vezi, du-te în Transilvania și ce înseamnă Horea, Cloșca și Crișan, da? Da? Am deci avut modalități și... de a trata. Am avut și noi liderii noștri care au schinjuit populația, ca să nu o numesc altfel. Noi am mlăduit pe valurile migrațiilor. Țara aceasta este o țară pe cât de frumoasă, pe atât de complexă. Unii se miră dacă întrebați un istoric, dacă stați de vorbă la un pahar de ceai cu un istoric, vă va spune, domnule, cum de am rezistat noi ca nație. Că dacă stai și ei în decursul istoriei, toate târhăriile, toate lucrurile care nu sunt neapărat scris. De ce crezi că românii sunt peste media europeană la inteligență, cu IQ? De ce crezi? Pentru că de-a lungul secolelor, mileniilor, a trebuit să supraviețuiască. Un popor cu cât este mai chinuit, cu atât undeva trebuie să, dacă vrea să existe, trebuie să găsească soluții și să conceapă ceva care să viața să meargă mai departe. Mă bucur că ați revenit la tonalități mai optimiste. Asta înseamnă că vom supraviețui și de data aceasta. Avem și șanse. Cu credite, și avem, cu datorii, și pentru cu că europenism, piața, și cu confruntări. Piața internă se poate recâștiga. Corect. Exporturile se pot face pentru că încă mai avem posibilități. Energie, încă mai avem capacități, doar trebuie să le punem în funcție, să le repunem. Dar de aici trebuie plecat. Dăm drumul la hidrocentrale. Agricultura, avem pământul, că nu poate să ne lea nimeni, chiar dacă l-au cumpărat alții. L-au cumpărat și au produsele, dar avem suficient. Noi înainte, când aveam tot pământul al românilor, puteam hrăni 80 de milioane de locuitori, de oameni, într-un an mediu ca producție. Deci, având toate lucrurile astea, poți încet, încet să reiei. Să revii. Dar trebuie să găsești normal acele stimulente. Și, prietene, tânăre prieten, prima măsură care trebuie să o ia este îngroparea birocrației. Nu poate nimeni să o îngroape dintr-o dată. Să te duci, ai nevoie de ceva, te duci la un ghișeu, îți cere o hârtie de la ghișeu de alături, ăla îți mai cere 10 hârtii de la următoarele... Max Weber spunea că este sistematizarea organizată a puterii, birocrația. S-au făcut niște... Nu poți la ceea ce avem noi astăzi să ai o birocrație și 1.320.000 de salariați ai statului. Când cu câțiva ani în urmă, 4, 5, 6 ani, erau 1.100.000. Sigur, că oamenii fac, vedeți, greșim și noi aici. Statisticile ne ajută, dar ne și omoară în același timp. Facem comparație cu germanii, cu spaniolii, cu ceilalți din vestul Europei, la 1.000 de locuitori, la 100.000 de locuitori, câți birocrați ai. Bun, și vei vedea că România este undeva, dacă îmi permiteți, și veți vedea că România este undeva acolo, mult prea sus ca număr de birocrați.
Fiecare țară a avut niște pași. A avut birocrația, după a apărut un nou curent din nou management public, chiar așa s-a și numit, și după care a apărut e-government, guvernarea electronică. Suntem în traseul acesta. Corect, suntem în traseul acesta. Venim din 89, unde toată munca s-a făcut la ghișeu, unde aveai... Suntem astăzi când unde, nu suntem. Unde, de când această alianță este la putere, am crescut cu 120.000, cel puțin. Da? Și ce performanță s-a obținut în perioada asta? Niciuna. Am luat-o din ce în ce mai rău. Deci măsurile trebuie luate de ieri, de la altă ieri. De asta spuneam că dacă domnul Ciolacu mai are timp să doarmă, și nu numai el, șanse de a ne ridica undeva pe linia de plutire, știți, ar trebui să fim foarte fericiți că suntem pe linia de plutire. Când în 2011, 2012, când a ieșit Traian Băsescu și a spus 25% mai puțin din salarii și pensii la români, el a spus în felul următor. A spus, domnule, țara aceasta are un aparat foarte mare pe un... n-aș vrea să reproduc expresia dânsului, pe un produs foarte mic. Foarte mulți vrem să luăm de la ceva ce este foarte puțin. De la ceva ce nu producem, de ce, da. De la ceva ce este. De la o vacă stearbă. Mulți viței, dar avem o vacă stearbă. Ei, prin acest patriotism economic, eu sper să ducem la doctor vaca stearbă. Și să reușim să atragem resurse, finanțări, reușita acestei țări, dincolo de piețele europene, reușita acestei țări. Știi ce firme a primit ajutoare de stat în România? Probabil că... Alea mari și din afară. Alea mari, corect. Bănci. De ce? De ce să nu ajută întreprinderile mici și mijlocii? Sigur, le ajut și pe acelea, dar de obicei stabilitatea macroeconomică a unei țări este dată de marile companii. Dacă marile companii de la bănci, de la mari producători, de la Ford, de la absolut tot ceea ce înseamnă mari producători cu milioane de angajați, cu sute de mii de angajați, păi să ne imaginăm ce înseamnă la Craiova să închizi uzina de mașini. Și asta n-au, au o instabilitate totală, pentru că dacă alături câștigă cu un cent în plus, se duce alături. Corect. S-a întâmplat. Se întâmplă. Da. S-au mutat uzine din România pentru că forța de muncă este mult mai ieftină sau au avut avantaje precum cele de autostrăzi. De exemplu, sunt situații și situații. Cum ne-a șantajat pe noi cu Marocul, cu producția de... Va veni momentul, domnule Dobre, va veni momentul de contului, peste un an jumătate. Sigur că noi aici la dumneavoastră discutăm, facem pronosticuri, vrem să fie bine, cu toții ne dorim o țară mai frumoasă, mai prosperă, mai bogată, cu multe proiecte. Va veni momentul de contului în 2024 și eu cred că se va simți o diferență între fosta guvernare și actuala guvernare. Da, Dumnezeu să-ți fie gura urită. Vor veni alegeri începând din luna iunie, da, știi ce le propun, și până în la decembrie, să te aleagă, să-ți dea un vot în continuare și după aia să te judece. Dar nu ca pe Ioana Darc. Eu să mă ardă pe rog. Eu le propun și altceva. Să meargă la vot informat și să eliminăm sentimentul din vot. Să eliminăm emoția din vot, iar votul să fie acordat pe baza ceea ce face. O curiozitate. Bineînțeles că eu știu răspunsul. Oare la cei care știu carte, nu le rușine să stea alături de aia care abar n-o să scrie, să citească? Jocul politic e meschin, zicea Machiavelli. Și te pune în situația de a avea oameni care au studii universitare finalizate la aceeași masă cu oamenii care abia au terminat liceul. Pentru că în politică, domnule Dobre, din păcate, și repet, din păcate, politica este o artă a compromisului, nu o știință a cărții pe care o ai sau nu o ai. Politicianul este, din păcate, repet, fac paranteza din păcate, este validat nu pentru cunoștințele de carte, ci pentru abilitatea sa rapidă de a prevedea, de a vedea ceea ce se va întâmpla, da, în viitor. Păcat că... Compromisul este o tehnică. O artă. O tehnică și o artă în același lucru, că sunt mai multe lucruri. Dragul meu, politică nu poate face decât un om care are știință de carte.
realitatea socială ne arată că o fac și alții, nu, domnule doctor. Nu, nu se poate. Realitatea socială ne arată că avem 41% dintre copii analfabeti funcționali. Realitatea socială ne arată că sunt foarte mulți copii, 50%, care se culcă seara flămânzi. Corect. Realitatea este că numărul sinuciderilor este în creștere. Este în creștere și nu numai a oamenilor bolnavi, de faptul că le greu să suporte ceea ce se o boală întâmplă. Socială, nu neapărat fizică, biologică. Da, da. Deci lucrurile sunt deosebit de grave. Și atunci, eu personal îți țin pumne și ți-am mai spus și din punctul meu de vedere, oricând sunt disponibil cu orice sfat, și trebuie ca să găsim mai mulți ca tine care să încercăm să îi facem prima dată să asculte, dar să asculte de cei care iubesc România, nu de cei care au avut un scenariu foarte bine pus la punct de a distruge România. Eu mă refer doar la darea acelor părți sociale pe piață, pe o piață lipsită de marfă. Deci a pornit o devalorizare și am ajuns la denominare. 1 la 10.000. Vă dați seama, un om avea 10.000 de lei și l-a dus, l-a schimbat și a luat 1 leu. Și ce făcea cu fiecare leu din 10.000, făcea după aia cu 1 leu de dincoace. Deci a sărăcit dintr-o dată brusc. Cât știu să facă lucrul ăsta? Nu ți se pare că lucrurile astea le-au făcut oameni cu multă știință? Corect. Sunt mulți oameni care după investe. Aceea, industria românească este un monument de fier vechi și îl văd pe individul la televizor. Nu și-a iubit țara niciodată. Așa. Nu. Și ce s-a întâmplat? Au început să taie tot, să ducă la televizor. Și în primul rând cu sistemele de irigație, care e o necesitate de a face agricultură. Ne chinuim acum să rediguim și să conducătorii în activitatea economică erau 80% foarte buni, 10% buni, 10% slăbuți, așa. Ei, după ce a spus că femeile de la serviciu au ajuns, au numit un director care nimeni nu-l alegea mai bine decât familia de serviciu, a pornit schimbarea totală. Și raportul s-a schimbat. 80% slabi, 10% bunișori și 10% au rămas cei buni. Deci lucrurile sunt foarte complicate. Și așa cum ai spus, ca să faci activitate economică rentabilă, îți trebuie două lucruri. Forță de muncă calificată, corect, inteligentă și materii prime, resurse. Pentru că ca să faci o friptură bună, dau o banalitate, trebuie să ai o carne de calitate și după aceea să pricepi să o faci. Corect. Dacă n-ai carnea bună, ce faci? Da? Și n-ai știința de a face. Avem și carnea, avem și ustensilele, dar avem, nu mai știm să o frigem. Dar nu mai știm să o frigem. Nu mai știm. O ardem, o lăsăm prea mult pe grătar și când să o luăm nu mai este bună, este amăruie. O pregătim foarte bine și o mănânc azi. Și mai bine. Dar o mănâncă pe gratis. Dincolo de aceste aspecte pe care dumneavoastră le-ați menționat foarte bine, cred că un adevărat om politic, dincolo de știința, de carte, de numărul de doctorate sau de licențe masterate realizate sau nerealizate, cred că trebuie să aibă dragostea față de semenii săi. Este un principiu clar. Nu poți să faci politică dacă... Nu-ți când, iubești țara. Dacă, e un concept prea mare pentru mulți, iubirea de țară. Ce e, domnule, iubirea de țară? Nu. Dacă când ai trecut pe stradă nu te-a sensibilizat cineva la nevoie, dacă ai văzut un copil care plânge, nu te-ai dus să-l ajuți pe stradă. Dacă ai, deci dacă nu ai o empatie și o simpatie... A dispărut umanismul, care nu este, nu poți caracteristic economiei de piață, prietene. Sau faci o politică, dar faci o politică deșanțată. Să știi că Constituția României, făcută de, în principal de Iorgovan, profesor Iorgovan, este o Constituție foarte bună. Dar astăzi regulamentele europene sunt deasupra, din nefericire. Într-o țară suverană, independentă. Suntem încă și suverani și independenți într-o anumită formă. Țara aceasta a trecut prin multe, o să-mi spuneți, domnule, nu este adevărat,
Domnule Dobre, de-a lungul istoriei, mie îmi place istoria, prin câte imperii și colonii n-am trecut noi? Din da, secolul 15 de la romani, din anul 300 și până în prezent, prin câte n-am trecut noi ca această țară? Avem nevoie de altceva. Avem nevoie de oameni politicieni fâșneți. Te referi la fâșneți. 274? Da? Era noastră? Aia 300? Sau de unde 374 a fost retragerea aureliană, s-au retras romanii. 274. Eu știu de 374, nu, dar dacă e 200. Da. Retragerea aureliană, când s-au retras, s-a retras Imperiul Roman. În fine, avem nevoie de oameni dârzi, de oameni care să-și iubească țara și de oameni muncitori să meargă și să muncească conform gândirii sale. Mulțumesc, Marian. Stimați telespectatori, cam asta fuse astăzi. Aveți o tânără speranță? Ați avut-o în fața dumneavoastră. Cel mai bun lucru este că încă este optimist, chiar dacă i-am spus o sumedenie de realități care aproape că nu le crede, dar viața merge mai departe. Mie nu-mi rămâne decât să vă doresc ca de obicei multă, multă sănătate, că e mai bună decât toate. Și trăiască România!